Pentru că a fost bun cu noi și rămâne bun cu sufletele noastre, lăudăm numele lui în vecii vecilor, Amin. Amin. Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Carte Biblia la Proverbele sau pildele înțeleptului Solomon. La capitolul 16, voi citi doar primele trei versete, dat fiind faptul că mesajul pe care vreau să-l transmit în această seară este un mesaj nu expozitiv, ci tematic. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, în ochii cui? A cui? A omului. Dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Amin. Până aici cuvântul Domnului, mă vii respectos să vă reocupați locurile. Dacă ați băgat de seamă, în cuvântul scurt pe care l-am citit, dar de mare însemnătate, e cel puțin un cuvânt care se repetă de două ori. Care este cuvântul? Planuri. Pentru că în această seară vrem să răspundem la această întrebare. Cum ne pot izbuti planurile în anul 2024 în care am intrat tot prin îndurarea și bunăvoința lui Dumnezeu care mai are de lucru cu fiecare dintre noi? că dacă și-ar fi sfârșit lucrarea cu mine sau cu dumneata, nu ne-ar mai fi dat harul să intrăm în 2024. Dar dacă ne-a dat harul acesta, înseamnă că fie mai are ceva de lucrat la noi, fie mai are ceva de lucrat cu noi, fie amândouă. Și după cum mă uit eu și vă cunosc pe dumneavoastră și mă cunosc pe mine, cred că Dumnezeu mai are de lucrat și în noi, și cu noi, și pentru noi. Așa că, dragii mei, de fapt, titlul este Secretul Planurilor cu Succes. Sigur că este un titlu care pare puțin comercial. Cuvântul succes nu o să-l găsiți în Biblie, dar sinonimul cuvântului succes o să-l găsiți de multe ori în Biblie, pentru că, de fapt, ceea ce ar trebui să descrie viața unui om este succesul, biruința. Însă, faptul că de multe ori viața noastră este caracterizată de foarte multe eșecuri, falimente, înfrângeri, e pentru că este vina noastră, nu vina lui Dumnezeu. Însă, succesul în paradigma de gândire a lui Dumnezeu este sinonim cu biruința, cu victoria pe care noi trebuie să o câștigăm în toate luptele inerente vieții, în orice etapă a vieții ne-am aflat copilăria are luptele ei, tinerețea și are luptele ei, maturitatea așa are luptele ei, dar și bătrânețea așa are luptele ei. Și în orice etapă a vieții ne-am aflat, Dumnezeu să ne ajute să fim mai mult decât biruitori. Însă, ca oricare alt plan, dacă vrem ca planurile noastre să izbutească, să aibă parte de biruință, de succes sau de victorie, sunt niște secrete de care trebuie să ținem cont. Și Biblia le devoalează. Așa că, dintr-o dată când auzim despre secretele succesului, ne gândim, bă, stai să ciulesc mai bine urechea. nu e așa? De obicei suntem avizi, lacomi, să tot auzim secrete. Și când vine cineva și spune, vreau să spun un secret, dintr-o dată, ești atât de conectat și te lipești cu urechea bine, mă, care o fi secret? Așa că sper că reușiți în seara asta să vă lipiți cu inima de cuvântul Domnului și să reușiți să vă conectați la cuvântul care vrea să ne vorbească. Vedeți, dragii mei, sigur că e un să spui planuri de viitor. Planurile nu pot fi decât pentru viitor. Prin urmare, a spune, am face planuri de viitor, este prin, Sine însăși o greșeală, fiindcă planurile întotdeauna sunt proiectate undeva în viitor și vizează viitorul. Și aș vrea să pornesc în seara asta de la un citat pe care le spunea unul din cei mai proeminenți uh, autori, scriitori pe parte de leadership, parte de conducere, atât în lumea spirituală, cât mai ales în lumea seculară. El spune așa, eu v-am trimis PowerPoint-ul, nu știu acum cum merge. Pesimistul se plânge de vânt. Optimistul se așteaptă la o schimbare. Liderul ajustează pânzele. Și să știți că așa va fi întotdeauna. Chiar și în anul 2024 în care am intrat, vom găsi oameni pesimiști, sceptici, neîncrezători care întotdeauna mai degrabă decât a găsi o soluție. Vor găsi o scuză. Domne, e vântul prea puternic. Nu merge, uite ce se întâmplă. Sunt vânturile potrivnice, viața este așa cum este, circumstanțele sunt extrem de nefavorabile și mai degrabă, în loc să găsească o soluție, găsește tot felul de scuze. Și realitatea este că atunci când vrem să facem ceva, mereu găsim o soluție. Când nu vrem să facem ceva, mereu vom găsi o scuză. Optimistul este tipologia aceea de om care speră, fără niciun fel de fundament logic sau rațional, că circumstanțele vieții îl vor ajuta într-un fel sau altul. Domne zice, poate că o să vină primăvara. Domne, poate o să vină soarele și pe strada mea. Poate că circumstanțele mă vor propulsa într-un loc dincolo de care să pot să fiu și cu adevărat împlinit și fericit. Așa că în această zi Dumnezeu nu vrea să fim nici pesimiști, nici excesiv de optimiști, și vrea să fim lideri spirituali. Care să nu așteptăm atunci când navigăm cu corabia anumită viața noastră să se oprească vântul. Domne, să se întâmple o schimbare. Sau nici măcar să nu pornim că zicem e vântul prea potrivnic. Și în această seară să punem mâna pe pânze și să mânăm și să navigăm corabia anumită viața în direcția planului și voii lui Dumnezeu pentru viața noastră. De fapt, aceasta este ideea gândului de care vreau să pornesc în seara asta. Vis-a-vis -vi de subiectul planurilor pentru viața de zi cu zi, am observat că în general, în tranziția asta de până acum, între muritorii de, de pe pământ, am observat că sunt trei categorii de oameni. Oameni care, de pildă, nu-și fac niciodată planuri. Și ei au diferite motive pentru care nu-și fac planuri. Unii din ignoranți preferă să trăiască în prostia lor, după cum îi direcționează viața. Și îmi plăcea ce spunea aici Anthony Robbins, dacă nu ai un plan al tău, alții te vor include în planurile lor. Ați observat oameni care nu au planuri în viață și merg conduși de zefirul vieții așa cum bate el? Hai cu mine până la mol, merg. Și așa n-am ce faci. Hai cu mine până la nu știu unde, merg, că și așa n-am ce faci. Știți că disponibilitatea asta e exagerat. Lipsa planurilor și preocupărilor planificate care ar trebui să caracterizeze viața noastră este sinonim cu ignoranța. De aceea, din punctul acesta de vedere, am observat că sunt oameni care nu își fac planuri din cauza ignoranței lor. Ei vor să primească totul de la viață. Dacă se poate, Dumnezeu nu doar să-mi bage în traistă și să-mi deschidă traista și eu doar să mă uit și să zic ce bun e Domnul. Dar poți cânta și luptând ca să bați ceva în traistă, spunând, Doamne, ești bun că îmi dai sănătate și că îmi deschizi uși de binecuvântare. Unii nu-și fac planuri nu din ignoranță, alții nu-și fac planuri de teamă să nu ieșuieze. Domnul zice, am mai făcut și altă, plan, altă dată planuri și nu mi-au mers. Am eșuat. Și să știți că multora le teamă de eșec. Însă, dacă nu-ți faci planuri, ai ieșuat din start. Dacă îți faci planuri, există posibilitatea să eșuezi sau există posibilitatea să ieși învingător. De aceea, din punct de vedere al gândirii lui Dumnezeu, omul credincios și asumat întotdeauna își va face planuri. Unii nu-și fac planuri, dacă unii din ignoranță, alții din teamă, unii din comoditate un soi de lene, un soi de confort și e mai comod să nu fac planuri, să-mi bat eu capul, să analizez printr-o analiză sota vieții mele, care este decizia cea mai înțeleaptă de făcut, cum ar trebui să-mi organizez viața, familia, finanțele, proiectele mele, vacanțele mele, timpul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și să știți că atunci când nu suntem organizați cu timpul nostru, cel mai probabil vom sfârși prin a ne pierde timpul. Pentru că dacă micimea gândirii va petrece timp, măreția gândirii va întrebuința timpul în scop onorabil. Și nu-i umitor că același 24 de ore le ai și dumneata, le am și eu, le au și cei de lângă noi și unii reușesc, domne, să facă ceva cu viața lor. Iar alții, nici 24 de ore nu le mai ajung. Au același creier, mă refer cap, au tot doi ochi, dar unora le merge, altora nu. Care să fie diferența? Problema este de atitudine și atitudinea cu privire la viață va determina și altitudinea în viață. A doua categorie de oameni sunt oameni care își fac planuri, dar eșuează. Primii care nu își fac planuri deloc. Alții care își fac planuri, dar eșuează. Iar, în final, a treia categorie de oameni sunt cei care își fac planuri și reușesc. Și îmi doresc, în seara aceasta, și când ne mai ține Dumnezeu în viață, să facem parte din această treia categorie de oameni. Oameni care își fac planuri și au izbândă alături de Domnul Dumnezeu. Vreau să fac câteva observații foarte importante. Oamenii lui Dumnezeu mereu își vor face planuri. Mai ales că sunt conștienți că și Satan își face planuri. Și atunci, cu atât mai mult, eu trebuie să am strategii de luptă cu care să confrunt toate atacurile celui rău îndreptate împotriva mea, familiei mele, lucrării la care Dumnezeu m-a chemat. Dați-vă că marele companii în lumea asta își fac planuri, în rândul el, în scop evident, lucrativ. Dumnezeu își face planuri. De foarte multe ori vom găsi versete în Biblie, n-am timp să le citesc acum, în care se spune că Dumnezeu își face planuri. Și dacă așa este vorba, înseamnă că și noi trebuie să ne facem planuri. Înainte de a da câteva răspunsuri cu privire la rolul planurilor, de ce trebuie să ne facem noi planuri, sau haideți să spun acum, apoi vreau să subliniez câteva adevăruri de substanță. Și ușor, ușor ne pregătim să intrăm în cuprinsul predicii. De ce e important să ne facem noi planuri? În primul rând, primul beneficiu al omului care își face planuri este focalizarea. Ce înseamnă asta practic? Tu nu mai mergi într-o anarhie și dezorganizat în viață. Tu mergi nișat, mergi organizat, mergi focusat, concentrat, focalizat pe planul pe care ți-l ai făcut. Și vreau cu titlu de exemplu, ca să înțeleagă orice cugetomenesc omenesc în seara asta, dacă de exemplu, Planul meu este să devin un predicator bun. Am dat un exemplu ipotetic. Tot ce fac în viața asta, voi raporta la predică. Când mă duc la cursul de istorie, zic, bă, dar ideea asta din cursul de istorie m-ar ajuta cu ceva în dezvoltarea mea ca predicator? Biblie. Cursele acestea pe care le-am accesat mă pot ajuta pe mine în dezvoltarea mea ca slujitor? Dacă, de exemplu, cineva vrea să se facă profesor de engleză. Și asta este planul lui. Și zice, domnule, într-un an de acum încolo îmi termin licența și vreau să intru ca profesor de engleză. Tot anul acela, dat fiind faptul că planul acesta stăruie mai abitir ca toate celelalte planuri subsidiare planului profesional de a ajunge profesor de limba engleză, se va concentra de așa manieră încât să ajungă la targetul, la obiectivul profesional stabilit. Așa că, atunci când va urca în microbus și va merge de la Târgoviște până la București și altul va conduce, de exemplu, în loc să stea, să asculte ce spun stimații domn sau doamne bârfe pe acolo, deschide dicționarul și citește. De ce? El e focusat pe treaba aia. Dacă anul 2024 este anul în care eu vreau să corectez ceva în caracterul meu, să zicem, vorbirea mea, poate că uneori sunt prea pripit în vorbire, poate alteori nu vechez rostind cuvinte nepotrivite. Atunci, mă voi concentra ca în dialogul dintre semeni să fiu foarte atent la cuvintele mele. Apoi, în familie voi fi foarte atent și mereu vigilent să penalizez orice offside verbal la care am fost prins. Domne, uite, iarăși mi-a scăpat vorba asta. Și încep și și-o notezi. Astăzi am spus vorba asta o dată de două ori, de trei ori. Și lupți în rugăciune, ți poți pentru treaba asta și vreau să înțelegem că în anul acesta noi nu vom reuși să ne dezvoltăm, să creștem spiritual, decât dacă vom lupta planificat focalizat. Nu merge, și asta am observat-o pe pielea mea, nu merge cu rugăciuni generaliste. Doamne ajută-mă să fiu sfânt! Știți cum merge? Doamne, problema mea este, dau un exemplu, la nivelul vorbirii. Te rog, sfințește-mă tu. Mă rog și postez special săptămâna asta pentru treaba asta. Doamne, vreau să fiu vegator la nivelul vorbirii. Poate impulsivitatea, poate neiertarea, poate bârfa, poate spiritul vindicativ, adică acel spirit tendențios de răzbunare, de a purta sâmbetele altora, măcar că există sau nu pricină, nu știu, poate nemulțumirea, poate vreun viciu care s-a prins de viața noastră, poate vreun păcat care s-a prins de noi pe nesimțite, fără să ne dăm seama. Și atunci, punctual, specific, noi va trebui să ne luăm la harță cu păcatul acela și să luptăm împotriva lui. Doamne, se spunea săptămânile trecute, poate problema mea este lipsa echilibrului de sine, lipsa înfrânării. Nu mă pot stăpâni și atunci voi lupta și mă voi ruga de Dumnezeu să-mi dea echilibru de sine și autocontrol. Voi căuta toate versetele care se circumscriu ideii. Voi posti și mă voi ruga pentru treaba asta. Așa rugăciuni generalizate o să treacă ani și unii dintre voi aveți perealb spiritual. Aveți vreo 30 de ani, 40 de ani de pocăință pe calul lui Dumnezeu. Și mă întreb, sunteți mai pocăiți sau mai slabi? Vreți să vă spun adevărul? Cei mai mulți sunt mai slabi. Pentru că trecerea timpului nu întotdeauna a fost o sursă de binecuvântare spirituală, ci din potrivă, un motiv din de care am adunat predici peste predici, eventual mai multă cunoștință biblică, dar mai puțin caracter și mai puțină capacitate de a împlini și de a asimila cuvântul lui Dumnezeu ajustând ne viața după principiile și valorile Sfintei Scripturi. Și pe mine mă îngrozește treaba asta. Și îmi pun o întrebare ca unul care am crescut în biserică. De ce unii după 40 de ani de pocăință au rămas tot la lapte și tot la aceleași lăbiciuni? Bă, și nimic nu se schimbă în ei. Au fost botezați în apă, au ascultat același prezis, au fost botezați cu Duhul Sfânt, au fost martorii unor experiențe supranaturale, dar cu toate astea au rămas tot mici, tot piperniciți, tot bonlav, tot slab. Și știți care este problema? Cel mai probabil problema este un fel de luptă dezorganizată a vieții. ne fi și cu mine, dăm -mi puterea să fiu sfânt. Nu. Eu va trebui să-mi iau dușmanul care mă biruie în fiecare zi sau în fiecare săptămână și punctual să lupt împotriva lui. Așa vom reuși. Numai așa vom izbuti numai așa vom putea propăși și ridica mâini curate spre cer și vom spune în anul 2024, am mai piruit încă o luptă. Am crescut spiritual, am reușit să urc încă o treaptă. Și să nu mă culc pe ideea faptului că dacă anul ăsta mi-a fost bine, la anul nu mai trebuie să lupt. Întotdeauna va trebui să fiu într-o permanentă veghere. Dar spun psihologii că ceea ce faci dumneata, de exemplu, timp de trei luni, devine un mod de viață. Și ca să se poată descotorosi Dumnezeu te ajută, îți crește părul. Dar părul lui Samson nu crește dintr-o dată. Și ca să poți căpăta din nou puterea de a te degreva de deprinderea rea care s-a prins de tine, de a te elibera de ea, uneori e o chestiune de timp. Și dacă trei luni ți-a luat ca să devină obicei fapta reprobabilă pe care o faci, măcar trei luni trebuie să lupți împotriva acestui mod obicei păcătos și Dumnezeu îți va da puterea. Dar pentru asta, în mod specific și punctual, trebuie să lupți. Să spui, Doamne, asta e problema mea. Câte vreme nu punem degetul pe rană, nu vom izbuti. Vor trece ani și după 10 ani și exact în același loc. Dumneavoastră vi s-ar părea normal ca un om care are 20 de ani să fie tot în clasa 4 -a? Bă, tu când ajungi să faci teorema lui Tales? Când ajungi și tu să poți fi matur din punct de vedere spiritual după 20 de ani, tot acolo ești. Tot cantonați în iertare. Tot blocați în denigrare. Tot blocați în spiritul de răzvrătire și nemulțumire. Tot bolnavi în spectatorisme și consumerisme spirituale. Domne, ce sunt eu? Consumeristul lui Hristos. Adun predici programe, dar nu sunt dispus să fac nimic pentru Domnul. Dragii mei, va trebui să învățăm să luptăm punctual. Acesta este primul rol al planurilor pentru anul 2024-2024. Vei putea lupta focalizat. Apoi, al doilea rol al planurilor este că identifică pași concreți spre realizarea sau atingerea planului tău. Când eu știu că aici trebuie să ajung, voi identifica pași concreți pe care trebuie să îi îndeplinesc ca să ajung acolo. Și trei, al treilea rol al planurilor, este faptul că mă voi putea dezvolta strategic, organizat și intențional. Știu exact unde vreau să ajung. Și va trebui ca la nivel personal, nu doar familial, nu doar eclezial, mai ales la nivel personal, să ai un target, un obiectiv spiritual unde trebuie să ajunge anul ăsta. Uite, anul ăsta vreau să mă rog cu 5 minute mai mult decât m-am rugat anul trecut. Anul ăsta vreau să, să fiu nelipsit de la biserică dacă anul trecut am mai ieșuat câteodată. Un target. Eu mă vă o întrebare. Mulțumesc lui Dumnezeu că în aproape 19 ani de zile, nu știu să fi lipsit de trei ori de la biserică. Marți joia, duminică dimineața sau duminică seara. Și aș avea motiv mai mult ca cei mai mulți dintre dumneavoastră să mai lipsesc câteodată că eu aproape fiecare zi am câte o slujbă. Mai ales acum când deja începe. Dar mi-am impus asta când m-am pocăit când Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt și am luat o decizie sfântă de a-L urma pe Dumnezeu cu toată inima mea, eu mi-am impus treaba asta, să pot cât târnă de mine, bă, numai boala să nu mă las, să fiu acolo la biserică. Bă, un cuvânt, o predică, o poezie, o rugăciune să pot spune, să mă mai interesc în Duhul meu și să pot căpăta din nou puterea de a merge înainte. asta, după 20 de ani de pocăință, de câte ori ați lipsit de la biserică? Bă, mi-am propus să nu treacă o zi fără să nu citesc trei capitole. Și după aceea trebuie să creștem tot mai mult. Am un frate de credință care mi-a spus așa, de ani de zile mi-am propus să nu treacă o zi fără să spun unui om despre Dumnezeu. Bă, și reușește treaba asta de vreo 15 ani de zile. Și într-o noapte a fost obosit, a fost cu activități toată ziua, după munca de zi cu zi și n-a reușit să spună. La 12 noaptea s-a trezit, a urcat, a făcut mâna la ocazie, l-a -a luat cineva și ce du te rog, până la ieșire din oraș. Dar asta zice, e, am eu treaba mea. Și în timpul ăsta a început să-i spună, Domnule, Dumneata cu Dumnezeu cum ești? După aia l-a oprit pe altul și l-a întors înapoi și a ajuns acasă. Bă, s-a pus să doarmă la ora, ora, la ora 1 dimineața liniștit. Știți de ce? Pentru că și-a dat seama că trecuse aproape o zi și nu și îndeplinse targetul. Și a zis, trebuie să fac treaba asta. Vedeți? Când noi ne vom O o merge cum merge într-un haos? Cum o vrea lumea? Cum o vor vrea prietenii? Cum ne o duce dinamica și ritmul ciudat al vieții? Acum câteva adevăruri esențiale. Primul: Dumnezeu are un plan special pentru fiecare om. Între maternitate și mormânt este planul lui Dumnezeu pe care îl are cu fiecare om. Planul lui Dumnezeu în zona profesională, planul lui Dumnezeu în zona familială, planul lui Dumnezeu în zona eclezială, dar mai ales planul al lui Dumnezeu în zona spirituală. Dumnezeu are un plan pentru fiecare om. Nu există om care să se nască în lumea asta, care să nu se nască cu un plan pe care Dumnezeu îl are pentru viața lui. Numai că problema e că cei mai mulți oameni ignoră planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Al doilea adevăr, și să știți că asta. Al doilea adevăr. Dumnezeu poate renunța la anumite persoane, dar nu renunță la planul său. Dumnezeu. Mântuitorul Hristos. Uitați-vă, dragii mei, că planul lui Dumnezeu a fost să întărească această formă de guvernământ, monarhia, ca prin descendență regală să se nască Domnul Isus Hristos. Și știți ce s-a întâmplat cu Saul, 1 Samuel, capitolul 13. Pentru că Saul nu și-a păstrat vrednicia ignorând. Poruncile lui Dumnezeu clar stipulate pentru el, se spunea mai devreme. De aceea vreau să vă spun în această seară că, dacă Dumnezeu are un plan să binecuvinteze lucrarea Bisericii de aici, Dumnezeu va da anumite persoane la o parte, dacă noi nu vegem, și pe mine mă poate da, dar planul lui Dumnezeu va rămâne în picioare. Planul lui Dumnezeu. De o parte sau alta, dar dacă eu nu mă înscriu în suita de condiții prestabilite de Sfânta Scriptură ca să pot să dobândesc răpirea Bisericii Lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în această seară, acest adevăr trebuie să ne responsabilizeze. Că da, Dumnezeu nu renunță la planul său pe care îl are la nivel general, dar poate renunța la mine. Dacă Dumnezeu are în plan să mântuiască pe cineva din neamul tău și tu nu ești o lumină, și în loc să împingi la carul mântuirii, pui bețe la carul mântuirii, să nu crezi că Dumnezeu nu-și va duce planul la îndeplinire. Dumnezeu îl va duce, dar va renunța la tine. Și vai de mine că nu voi fi instrumentul și agentul pe care Dumnezeu să-l folosească în scopul onorabil de a mântui pe oameni. Amintiți-vă de ce îi spune înțeleptul Mardoheu Esterei. Auzi, Estera, E singura carte din Biblie, cartea este unde nu se pronunță numele Lui Dumnezeu, dar e mai prezent ca oricând Dumnezeu acolo. E mâna nevăzută, dar care operează și lucrează din spate, orchestrând toate circunstanțele vieții. Și într-o zi ne uitam noi ca niște simpli spectatori din tribuna vieții. Bă, ce-au ce, ce pălit-o pe vastia asta? Să nu vrea să răspundă afirmativ ofertei împăratului. Dar de fapt acolo lucra mâna Lui Dumnezeu. Și ce șanse are o fată orfană crescută de către un văr evreu pe nume Marduheu. Ce șanse are orfana asta să ajungă vreodată împărătească? Plus că este evreică și ea este sub autoritatea lui Hahaj și un alt imperiu mult mai puternic decât evreii, care făceau muncă de robi, de hamal și de sclavi acolo în fiecare zi. Dă cineva vreo șansă că Estera va ajunge în și că prin această fată neînsemnată și orfană Dumnezeu va salva națiunea lui Israel și pe evrei? Bă, nimeni în înțelegerea noastră umană limitată n-ar fi zis că se poate treaba asta. Davasti refuză, ea este decăzută din drepturile ei regale, și într-o zi, la un concurs ce se organizează acolo, zice, uite, fata asta va fi împărat, împărăteasă. Și zice Mardoheu, esteric, aici am vrut să ajung. Cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu te-a pus acolo. Luptă ca să salvezi poporul Israel. Și eu zic în această seară, cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu ne-a mai ținut în viață. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a dat resurse să putem Și păgânii în vederea realizării planurilor sale. Și aici vreau să citesc un verset din Biblia. Isaia, capitolul 46, nu mai afișați voi, ca să auzi și o de pagini de Biblie. Isaia, capitolul 46. Și dacă nu-l aud pe al lor, măcar pe al meu. Un om ca să împlinească planurile mele. La cine făcea referire? La Cirus. Împăratul păgân Cirus. De ce? Ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi împlini. Eu am plănuit, vedeți că și Domnul face planuri. Și Mântuitorul Hristos. Când Dumnezeu, Dumnezeu se, folosește se folosește de Irod. De nebunia lui. Ca să ce? Să împlinească o profeție. Un strigă, se aude în Dumnezeu este suveran. Și aș vrea să mai zic ceva aici. Omul poate fi autosabotorul propriei vieți. Fie prin amânarea planului Dumnezeu pentru el, fie prin anularea planului Dumnezeu pentru el. Și mai spun încă o dată. Omul poate fi autosabotorul propriei vieți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu uneori, în dimensiunea voii sale particulare pentru fiecare om luat în parte, are câte un plan specific. Și pentru că eu renunț la Dumnezeu, Dumnezeu renunță la mine, în sensul în care eu îi întorc spatele, și știți ce se întâmplă? Care este rezultatul? Eșuarea planului. Planul lui Dumnezeu eșuează în dreptul meu. Farisei au planul lui Dumnezeu, unii se împotrivesc planului Dumnezeu, alții îndepărtează planul lui Dumnezeu pentru viața lor, atunci când vorbim despre un plan particular al lui Dumnezeu nu suveran sau decretat. Prin urmare, dragii mei, vreau să vă atrag atenția în seara asta asupra faptului că lucrarea lui Dumnezeu de îndeplinire a planurilor sale și ale noastre în călătoria aceasta numită viața este o lucrare sinergică. Este o contribuție a lui Dumnezeu și este o contribuție a mea. Pentru că eu pot să distrug planul pe care Dumnezeu îl are pentru mine. Saule, saule, dacă ai fi scultat tu de mine, ți-aș fi întărit pe veci domnia ta și urmașii tăi ar fi fost mai departe descendeți la tron. Dar pentru că n-ai ascultat, ți-ai autosabotat viața. Ierusalim, Ierusalime, aș fi vrut să te strâng la pieptul meu. Acesta era planul meu, aceasta era aspirația mea, dorința mea pentru voi, să strâng la pieptul meu cu cloșca strânge ei pui, dar N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. N-ai cunoscut vremea cercetării. Și știu astăzi o grămadă de oameni care se hrănesc din cioburi ale unor visuri și planuri pe care Dumnezeu nu le-a vrut pentru ei. Dumnezeu voia să fie mult mai sus, mult mai bine binecuvântați, mult mai împliniți, mult mai puternici în credința lor în Dumnezeu. Dar pentru că ei n-au ascultat. Au fost autosabotorii proprii vieți. Și ascultați-mă, e dureros când te amăgește cineva. E dureros când cineva te înșeală. Dar și mai dureros este când îți bați tu singur cu entalpă. Bă, dacă era mai înțelept. Bă, dacă era mai vegheator. Bă, dacă era mai pocăit. Dacă mă ruga mai mult. Dacă postea mai mult. Dacă era mai vegheator. Poate că altfel arătau lucrurile. Și vreau să vă spun în seara asta că aici pot apărea o grămadă de regret. Și vreau să dau cel puțin două exemple. De exemplu, în viața de familie. Și trag un semnal de alarmă. Pentru toți necăsătoriți în seara asta, e tare bine să fi pocăit tot timpul. Amin. Dar e și mai important să fi pocăit înainte de căsătorie. Știi de ce? Ca să-i auzi glasul. Că dacă n-auzi glasul Duhului Sfânt care să-ți vorbească, ai de plătit o notă grea în care mai mult o să plângi decât să zâmbești. Și îmi spui, lasă că trece viața. Dar ascultați-mă, nu-i totuna să treacă viața cu un partener care e lângă tine și te ajută și luptă pentru tine, și un partener care în loc să te ridice, să te propulseze, te bagă mereu în groapă. Nu-i totuna când pleci în lucrare să zică nevasta, iar pleci în lucrare, vezi de treaba ta. Cu a spune soția, du-te că am să mă rog pentru tine. Nu-i totuna că ea în fiecare să spună, hai la mol și tu să vrei să mergi la biserică. Vei simți că două lumi lup din tine. E lumea ta. Lumea relației tale cu Dumnezeu în care îi știi vocea, știi exact ce vrea Dumnezeu pentru tine. E pe de altă parte partenerul de viață care te trage înapoi în jos, în hău. Și ascultați-mă, la un moment dat simți că te vei rupe cu totul. Și cei mai mulți în loc să meargă înainte, aleg să sfârșească prin decepție și prin eșec, să lasă doborâți depresiunea care apasă împotriva direcției lor. Puțin sunt aceia care iau vântul potrivnic în piept și luptă împotriva curentului care merge împotriva lor. Și zic, indiferent ce va fi, voi lupta, dar ascultă-mă, e plâns mult, e rugăciune multă, îți lacrimi multe, e multă zdrobire de aceea, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să fim vechiatori. Că Dumnezeu are planul pentru noi. Iar planul lui Dumnezeu, noi ne putem singuri autosabota. În viața profesională. Știți cât de important e să nu pierzi din viață ani, să te trezești la 30 de ani că n-ai nimic? Să stai patru ani într-o facultate să te simți că ai pierdut timpul degeaba când ai fi putut să faci ceva mai util, benefic pentru viața ta? Dar ascultați-mă, pentru că noi nu consultăm planul lui Dumnezeu, putem fi autosabotorii propriei vieți. spuneam, fie prin amânarea planului lui Dumnezeu, fie prin anularea planului lui Dumnezeu. Pentru că unii ori, din cauza unor greșeli, se amână planul fericirii lui Dumnezeu pentru noi. Dar ne reînodăm și mergem înainte și până la urmă om merge noi cum o merge. Dar când noi facem greșeală pe greșeală, și cădem din flagrant în flagrant, să știți că atunci nu mai vorbim de o amânare, de o anulare a planului Dumnezeu. Și în loc să fie acolo unde Dumnezeu ți-a spus să fii, te fi jos. Și ascultați-mă, au fost oameni care Dumnezeu le-a dat daruri speciale. Au fost oameni cu care am stat și am plâns în pumn, pentru că îmi spuneau, știu ce descoperire am avut și unde trebuia să ajung. Și acum, după 20-30 de ani de viață, îmi dau seama că, de fapt, eu sunt mult mai departe decât a vrut Dumnezeu. Și îmi dau seama că eu niciodată nu o să mai pot ajunge acolo. Că e un tren care se pierde și dacă ai urcat în trenul nepotrivit, poți să schimbi tu direcția, dar trenul tot te duce acolo unde nu merge. Tu trebuie să cobori din tren, să mergi într-un alt fel de tren și, câteodată, e imposibil să se mai întâmple asta. Și aș mai zice ceva și apoi să răspundem punctual la această întrebare. Ca planul tău să poată izbuti, este nevoie de o atitudine corectă. Și acum, care trebuie să fie atitudinea noastră vis-a-vis -vis de planul lui Dumnezeu pentru noi și cum ar trebui să ne uh, planificăm viața de așa manieră încât ele, planurile noastre, să izbutească, să reușească, nici de cum să fie un faliment sau un eșec. Unul. Prima condiție ca planul meu în anul ăsta să poată să izbutească este să colaborez cu Dumnezeu în planurile mele. Proverbe, capitolul 16 cu 3, versetul pe care l-am citit, spune chiar așa. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului. Și ea zice, Doamne, care lucrări? Toate. Toate lucrările tale. Inclusiv că mergi la școală, inclusiv că urci în mașină, inclusiv că te muți într-o altă țară. În orice lucrare, încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și o ziți, și îți vor izbuti planurile. Deci, primul secret ca planurile noastre în anul acesta să se izbutească este să colaborezi cu Dumnezeu în planurile tale. Implică-L pe Dumnezeu în toate planurile tale și ai să vezi că Dumnezeu te va călăuzi pe drumul cel bun. Uitați-vă ce spune Proverbe 19 cu 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește de aceea. Eu în timp ce cooperez și colaborez cu Dumnezeu în proiectele mele, Dumnezeu mă va direcționa și pe făgașul cel bun. Și nu voi eșua, am zilele trecute de vorbă cu un om care a primit un dar de cântare fenomenal din partea lui Dumnezeu. Nu doar de a interpreta frumos, de a compune frumos, ceea ce în România e pe care e de dispariție. Puțin mai sunt astăzi compozitori români care să compună muzică de calitate. Și spune, pentru că n-am vegheat, pentru că am plecat din țara în care Dumnezeu mi-a zis să nu plec. Și m-am dus într-o țară în care a stat doar câțiva ani. A fost pentru mine capital ca să-mi pot pierde familia și să pot trece prin drama unei desfaceri de căsătorii și acum să mă uit cu pumnul în vânt și să plâng și să zic, Doamne, eu trebuia să fiu acolo, de ce sunt acum în groapă? Și ști știi care e problema? Că nu mă găsesc decât pe mine vinovat în toată treaba asta. Și știu că Dumnezeu voia să fiu cu mult mai sus și am ajuns atât de jos. Dragii mei! Secretul pentru un plan binecuvântat e colaborează cu Dumnezeu în planurile tale și nu lua nicio decizie în anul acesta fără să-L întrebe pe El. Și dacă nu-ți răspunde în mod direct, tu cheamă și spune și de ca nu vei răspunde, eu vreau să am parte de călăuzirea ta în viața mea. Deci ceea ce se numește în teologie călăuzirea dinamică a Lui Dumnezeu. E ceva ce simți în conștiința ta. E ceva ce Dumnezeu, chiar dacă nu s-a pronunțat expres și direct, simți cum El te direcționează și spune, bă, pe acolo e ușa, pe acolo trebuie să mergi. Și nimic nu se va întâmpla spre răul tău și totul se va întoarce spre un și mai bine al tău. Mare este Domnul. De aceea, dragii mei, va trebui să ne facem planurile colaborând cu Dumnezeu. Doamne, ce vrei Tu pentru mine? Ce vrei Tu pentru viața mea? Ce vrei Tu pentru casa mea? Ce vrei Tu pentru familia mea? Și atunci când te întreb asta, asigură-te că ești dispus să predai totul în mâna Lui Dumnezeu spui, Doamne, indiferent care va fi planul și direcția voii tale pentru mine, sunt gata să o accept. Indiferent de costul pe care va trebui să-l plătesc, sunt gata pentru că a merge pe mâna ta. Este, de fapt, definiția fericirii în viață. În al doilea rând, al doilea secret pentru un plan reușit este fi consecvent în alegerea ta. Isaia capitolul 32 cu versetul 8 Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Deci mai zic încă o dată aici, dar cel ales la suflet, face planuri alese și stăruiește în planurile lui ales. Ce înseamnă asta? Dacă ai colaborat cu Dumnezeu și ți-a spus Duhul Sfânt care e planul lui pentru viața ta, fii perseverent. În fața ta stau cinci drumuri. Dumnezeu te va trimite pe drumul cel mai greu și cel mai anevoios. Și de ce? Că va fi drumul cel mai bine pentru formarea mea și pentru formarea dumneata. Noi întotdeauna avem tendința să mergem pe drumul cel mai simplu sau cel mai puțin uh, ocolitor. Doamne, care este drumul cel mai scurt? Și, Domnul la mine nu merge cu șorcaturi. La mine merge cu a intra pe făgașul meu unde vei găsi împotrivire uneori. Poate palme luate poate dojeniri, poate mustrări. Dar dacă tu fugi de treaba asta, înseamnă că tu vei fi un fluture care nu vei zbura niciodată în viață. Știți povestea, nu? V-am spus eu acum vreo patru ani. Să mai spun o dată? Dar voi să nu mă suspectați că îmi repet predicile după aia. Știți povestea fluturelui care n-a zburat niciodată? Într-o zi observă un trecător în cocon și observă că fluturile dă să iasă din cocon. Și zice, mă, să-l ajut eu. Că era orificiu prin care Și a cuțitul și desface orificiul și îl mărește. Imediat iese fluturile. Dar ce nu știa trecătorul, e că, de fapt, acea luptă a fluturilui de a ieși din cocon, era exact efortul necesar de care avea nevoie să poată transmit acel lichid în aripi și aripile să poată să uh, îl ajute pe fluture să zboare. Și fluturile a ieșit de repede, fără chin. Dar n-a putut să zboare niciodată în viață exact așa vom fi noi. Care nu vom fi dispuși să rămânem conse consecvenți și perseverenți, stabili în planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. De aceea zice Biblia, cel ales la suflet nu doar că face planuri, și stăruiește în ele. Haideți să vă cedeți ceva ce am găsit în urmă cu vreun an de zile și știți că eu așa fac. Sunt lucruri pe care le adun și de -a cu cinci ani și când vine vremea le predic. M-a impresionat lucrul ăsta. Și câți, dintre ați, cât, dintre noi ați auzit de omul ăsta, nu prea atât de cunoscut, glumesc, Cristiano Ronaldo, cu toți am auzit de el. auzit ce spune el. Când aveam 15 ani, la unul dintre antrenamentele de la Sporting, antrenorul nostru a întrebat pe fiecare personal, ce doriți să realizați cu cariera voastră? Aproape toată lumea a spus, vrem să jucăm în Liga 1 a Portugaliei. Când am fost rândul meu, am zis așa, vreau să fiu cel mai bun jucător din lume. Vreau să merg cu Ferrari la antrenamente, vreau să dobor toate recordurile care există în istoria fotbalului. Toată lumea a început să râdă cu voce tare. Păi pruncule, la 15 ani visurile tale-s mari, dar realizările tale vor fi inoperante. Antrenorul chiar mi-a spus, un tip atât de sărac nu ar trebui să vizeze chiar atât de măreț. Bucurete dacă ajungi pe banca cele mai mici echipe portugheze. Și cu echipierii mei râdeau că nimeni nu putea să vorbesc cum trebuie din cauza accentului meu madeiran. Chiar să visez, așa este o glumă imensă. După 15 ani, adică cu 15 ani mai târziu, am mai mult de 40 de mașini în garaj, 5 Ferrari printre ele, balonul de aur de 5 ori, gheata de aur de 4 ori, la Real Madrid sunt cel mai de succes jucător din istorie, sunt primul fotbalist care a făcut primul miliard de dolari, M-am întrebat acum dacă acești oameni care râdeau de mine, ce fac în momentul ăsta din viață, că eu nu-i văd prin liga I. Antrenorul conduce, apropo, o echipă din divizia a doua portugheză. Cei la jucători care au râs de mine au renunțat la fotbalul profesionist și își câștigă traiul chinuindu-se din munca ocazională. Eu, pe de altă parte, zic, el nu le-a dat niciodată înapoi umilința pe care mi-au dat ei. Prefer să susțin oameni bolnavi, săraci, bătrâni. Iertarea este foarte importantă pentru că dacă faci bine, Dumnezeu îți va da înapoi de două ori. De aceea spun mereu, nu mă interesează niciodată opinia altuia. dacă îți poți visa obiectivul, îl poți atinge. Știi ce înțeleg din viața acestui om? Puterea de a fi perseverent și de a lupta, de a merge înainte când toți ceilalți ridiculizau. Știți unde pierdem noi în marele planuri ale Lui Dumnezeu pentru viața noastră și în proiectele noastre? Exact aici. A râs de mine, nu m-a pus, mă disprețuiește. E, tu să știi că direct proporțional cu succesul tău va fi și adversitatea prin care va trebui să treci. Tu dacă vrei să ajungi prim-ministru, vei trece Iosif prin 12 ani de temniță, ridiculizat, nedreptățit, aruncat în groapă, vândut de frații tăi, dar vei ajunge într-o zi să fii cea mai mare poziție în Imperiul Egiptean. Vei fi mâna dreaptă a faraonului. Și întotdeauna să știți că proporțional cu, cu luptele vă fi și succesele. Voi vreți țara promisă, țara Canaan? Da, da, și pe măsură dușmanii sunt uriașului Anac acolo. Pe lângă ei vă uitați și bă, ca niște lăcuți te am fi. Dar ascultați-mă, de veți avea curajul să luptați, Domnul va fi izbăbirea voastră și veți ajunge într-o țară unde curge lapte și miere, adică va fi belșug. 3. Al la secret pentru a birui și a avea succes în planurile noastre, fi sârguincios în lucrul tău. Ce înseamnă asta? Exact ce spune Proverbe 21 cu 5. Planurile om, omului harnic nu duc decât la belșug. Adică încearcă să fii serios în treaba pe care o ai de făcut. Și vă spun sincer, nu știu alții cum sunt, ca să citez una din operele literaturii române, dar eu mi-a plăcut în viață ca tot ce fac să o fac bine. Și am zis așa, mă, dacă învăț la un instrument, să învăț bine. Au fost și alții, au învățat două, trei melodii, le-au cântat. Și după aceea au rămas în pom. Unde sunt acum? Nicăieri. Bă, dacă m-am apucat de instrument, eu vreau să învăț toate notele, toate acordurile. Vreau să fie bine treaba asta. Întotdeauna va fi loc de mai bine. Bă, dacă merg la școală, vreau să fiu, dacă nu, primul printre primii. Și întotdeauna, -am, mă, dacă mă duc la școală și petrec timpul ăsta și închinui timpul ăsta și pe mine și cheltui și bani și pierd ani, ani din viață. Bă, să merite ceea ce fac. Și slavă Domnului că Dumnezeu a fost credincios. Și am zis și când m-am pocăit. Bă, dacă mă pocăiesc, hai mă să mă pocăiesc bine, mă. Bă, să duc o viață disciplinară, în rugăciune, în venirea la biserică, în post, în citirea scripturii, în slujirea mea, să pot cât atârnă de mine să fiu exemplar. N-am reușit să fiu exemplar. Am avut parte câteodată și de eșecuri, dar a fost ceva ce mi-a dat puterea să nu mă las și să merg înainte, luptând într-un mod sârguincios pentru dezideratele și proiectele în care am știut că Dumnezeu m-a chemat. Și vreau să vă spun adevărul. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt.